Poate la treabă bună dimineața, cum că sunt la treabă cu fără, în casa a șasa, facem, sugem, ce zici? Ok, da. Altă treabă. Te rog. Scrieți mulțimea divizorilor numărului 24. Scrieți. De 24. Mulțimea divizorilor 24. Repede. Așa, divizorilor 24. Sunt 1, 24, da. 2, 12, da. 4 și 6. 4, 6. Mai avem. Eu am început lecția acum la profomenele, dar nu știu dacă se poate uita. Dă-i un telefon să se uite din internet. Da, 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 da. Așa. Da. Am înțeles. Da. Sună-l și se uite și să vadă lecția. Da. Bine, asta a fost. Da. Sănătate, Doamne ajută. Trei și 8, nu? Da. Așa să. Da, mergem mai departe. 2. Da. Se consideră șirul de numere. Șirul. Șirul. 5, 8, 13, 21, 4, 54, 12. 4 și? 54. 54. 12. Asta 4, așa cum ia 4 aici. Da. 12, da. 12, 9. Da. Și 39. 39. Supunctul A. Scrieți multipli numărul 3 care se găsesc în cir. Scrieți. Multipli numărul 3. E de 3. Așa, da? Da. Multipli 3 care se găsesc în cir. Ia să vedem. Păi 12, da. 21, 21, 9 și 3. 9 și 3. Da, nu e 3. Mai ne uităm, e de la un capăt să vezi, mai este spre altul. Păi 5 nu, da. 18 nu. De ce 18 nu? Se bate la 3. A, da. Da, deci e multiplu de 3. 18. 21, da, 4, 1, 54, 54, 9. Deci este. Este și o singură formă. 12, da, 9, da, 39, 9 și cu 3, 12. Sigur. Și 39. Da, și am mai făcut multe grijă. Iar a fost doar asta din care sunt divizorii. Cum se poate, când număr se poate la 3? B. B. Scrieți divizorul numărului 37, care se găsesc în cir. Divizorul 37, care se găsesc în cir. 37. Păi... Hai să scriem pe toți noi, numai cei din cir, ce înseamnă divizor. 36 se poate, mai da, da. Hai să luăm, luăm cap. 5? Nu. Nu. 18? Nu. De ce? Păi de 2 ori 18? Este. Da. Deci 18 este un divizor. 18. Așa. Deci bani de grijă. Apoi. 21. Nu, asta de... 4. Da. 4, da. Super. 54, nu. Nu. 12, nu. De ce nu? De ce de grijă? Stai puțin. Se împarte, 36 se împarte la 12. Păi să vedem. De câte ori merge? 12, 36. Ia să vedem, merge chiar de 3 ori. Da. Vezi? Deci este și 12. Apoi. 13, 9, da.
Ești nouă. Mai departe. Hai să vedem. 3. Descoperire componentului numărul 1176, un factor de 1176. Da, 1176, un factor prim. Așa. Are trei componente. Și acum îl descompunem. Da. Și merge de două ori. Da. De 5. Da. Deci rămâne 17 de 7, 8, 9. De? De 7 ori, da. 14 rămâne 37. Da, eu nu cred că e 7 ori. Ia mai des o dată. Mergi de 8 ori. 17. Ah, de 8 ori 16. Rămâne 1, 16, de 8 ori. Așa. Apoi. Acum merge iar 2, da. 4, 2, 2, 4, rămâne 18, de 9, de 8 ori. De 9 ori. Păi eu. Da? De 9 ori, nu rămâne nimic și de 4 ori. 4. Acum merge la 2, 2, 2 o dată, 2 în 9 de 4 ori, rămâne 14 de 7 ori. Acum, să vedem dacă merge prin 3 și 7 și 4, 11 și 1, 12, da, 3. 3 în 14 de 2, de 3 ori. Da. De 4 ori cred că merge. Da, de 4 ori, 12, rămâne 27 de 9 ori. Așa. Acum merge iar prin 3. Ia să vedem, merge prin 3. A, 9 și cu 4, 13. Nu merg. 49. Cât ori cât se fac 49? 7 la 7. Da. Da? Da. De 7. De 7 ori, după ea 7, 7. Și atunci? 1176 este egal cu 2 la a 3-a, ori 3, ori 7 la 2. Are 7 la 4, de 2 la 3, 3 la 7 la 4. Apoi. Apoi 4. Scrieți multipli numărului 102 cuprinși între 300 și 500. Deci multiplii 102. Așa ăștia cuprinși între 300. Deci care aparțin de la 300 până la 500. 500. Ca să vedem intervalul ăsta, la 300 la 500. Ia să vedem care ar fi. Multiplul 102. Așa, multiplul 102. 204. Așa, ar fi 204. Se pune și 102. Și 102, da. Trebuie și 102, sigur, da. 102 chiar e răsut, da? Da. 102, apoi. După 408. 400, da. A 306 ar fi un tot. De 3 ori, 102. Da, 306. 6. Da. Apoi. Apoi. De 4 ori. 4 ori 4, 4 ori 2, 8, 5 ori 5 și 5 ori 2, 10, 510, 510, 6 ori 1, 6 ori 2, 2. Dar asta ar trebui numai de cei de la 300 până la 500. Da. Numai de la 300 la 500, care se întâlnește? Păi de la 300, 306, 408 și 510. Nu, pe 510 te pășește de 500. Doar 408 și 306.
Deci nu mai am de 48 și 36. Mi-am scris pe toți, mai mulți am scris, dar rămâne numai atâția. Plus A.
bani? Care se divide la 3. Ca să divide la 3 cât? Cât să fie ala? 4. Chiar 1 mai întâi. Ah. Face 9, da? Deci de aici rezultă că a face 1 se vală pe 1, apoi. Apoi. 4. 4, perfect. Apoi. Trebuie să mergem la 12. A, la 18. La 18? Nu cred că e prea mult ca la 16. La 16 nu se împacă la 3. Care după 12 imediat următorul ca să împacă la 3? Este mult mai mic. 18 nu mă împărtește, e din 10 și 8 și nu poate să fie decât cifre. Mulțimea numerelor prime. Cuprinse între 12
numele primii cuprinse între 12 și 24, unde la 100. Numele primii. 13. Numele primii. Deci ar fi 13 înapoi. Apoi 17. Da. Apoi 23. Da, ai pus ceva, dar ai setul, nu? 19. 19. Și 23. Și 7. Da. 8. Arătați că 8 sunt tot la a doua. Arătați că... Că ce? Că 8 plus 8 la a doua plus 8 la a treia este divizibil cu 73. 8 plus 8 la 2 plus 8 la 3 din 73. Asta e sub 8 de la interesant. Cum crezi că se face? Păi trebuie să scoatem un 73. Să apare. Când întrebăm asta, să apare un 73, nu? Da. Deci 8 plus 8 la 2 plus 8 la 4, da? Egal cu ce cred că face la suma asta. Să dăm un factor comun pe 8 la 3. 8 la 3, da? 8 pe lângă. 8 pe lângă. 8. Pe lângă? Ce-a lăsat? 8 plus 8 plus 8 la 2. Așa. Și dau 8 pe lângă. Egal cu 8 pe lângă. 9. Da. Plus 64. Da, nu, 64. Păi, da, da. Acum 9 și cu 4, 13, 31, 9 și cu, 6, 73. Fac 73. Da, sunt față la 73. Ce zi e la 73? Este față la 73. Da. Altul. De. Favor. A, B aici a fost, sau B? Da, B. Este divizibil cu 73 numărul 8 plus 8 la 2 plus 8 la 3 a fost puncte puncte plus 8 la 42. Identificați răspunsul. Deci, dacă asta se divide la... 73. 73. Cum crezi că vom porni? Păi la fel. A, o să le grupăm câte trei. Așa. Ia să scriem așa că vreo două echipe de trei. Deci, prima grupă o să vină 8, plus 8 la a doua, plus 8 la a treia. Prima echipă de azi. Plus. Plus. 8 la a patra, plus 8 la a cincea, plus 8 la a șaptea. Plus bune puncte. Și ultima echipă. Da, da, deoarece știm că o să ultimele trei o să fie, dacă nu rămâne. Asta e povestea, dar nu o să ne interesăm. Noi de bun și de acum ne interesează să vedem dacă așa este. Că nu vrem să ne vedem la 42. Da. 42, 41 și 40. Da. Deci 8 la 40. 8 la 40 plus 8 la 41 plus la 42. Da. Și da. Acum, fiindcă prima dă 8 ori 73. Da, și egal cu 8 ori 73. Plus. Dăm un factor comun pe 8 la 4. Exact. 8 la 4. Pe lângă 7. 1 plus... Faci și 73, ah, știi? Da. Da. 73. Plus 87 ori 73 plus puncte puncte plus 8 la 40 ori 73. 8 la 40 ori 73.
Rămâne problema asta să impresia dacă tot de rând de 3 de 3 faceți bine. A, bă, dacă îl împărțim pe 42 la... Trebuie să vedem, dar să facem cele de 3. Da. Că, uite, la 1 la 42. Sunt 42 de numere. Că e o plantină, da? Da. Deci, ia să împărțim pe 42 la... Da, rămâne 12 de 4 ori, da, merge. Merge, da? E corect. O să fie 14 de 4. Da? Și acum, 14 echipe. Da. Și poate cu 73, da, 73, da? 73 pe lângă 8, da. Plus 8 la 4, plus 8 la 6, plus puncte, puncte. 8 la 40. 8 la 40. Așa. Și acum am arătat că este dividibil cu 73. 8 plus 8 la 4, plus 8 la 4. E 73. Deci se divide la 73. Clar, se divide la 73. Asta a fost la algebră. Și acum la geometrie. Deci asta a fost la? Algebră. La algebră, așa cum zice, la geometrie, da? Da. Ia să vedem. Aflați X